Bine v-am regăsit! Voi continua seria de rezolvări de teste grilă cu teste propuse pentru pregătirea admiterii la medicină, mai precis teste propuse de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Am ales câteva probleme și întrebări la care știu din experiență că se dau de multe ori răspunsuri greșite. Mai trebuie să spun două lucruri înainte de a începe. Întâi, că, bineînțeles, acest material nu este folositor doar celor care se pregătesc pentru admiterea la medicină, ci tuturor celor pe care așteaptă examene din curent continuu, termodinamică sau optică. Și, în al doilea rând, că toată teoria de care aveți nevoie pentru bacalaureat și admiteri se găsește în cursurile teoretice și de aplicații de pe acest canal. Am pus toate link-urile necesare în descriere. Să începem cu curentul continuu. Se consideră sursă reală cu tensiunea electromotoare 10 V. Se știe că lucrul mecanic necesar pentru deplasarea 10 la 16 electroni prin sursă este 1 mJ. Lucrul mecanic pentru deplasarea electronilor prin circuitul exterior este și ni se dă sarcina electrică elementară E mic egal cu 1,6 ori 10 la minus 19 coulombi. Lucrul mecanic pe care îl efectuează sursa pentru a obliga electronii să treacă prin tot circuitul, deci lucrul mecanic total, să notăm V dublu tot, este E înmulțit cu I înmulțit cu delta T. Tensiunea electromotoare înmulțită cu intensitatea curentului prin circuit înmulțită cu timpul cât trece acest curent prin circuit. Și pentru că I înmulțit cu delta T este sarcina, sarcina care a trecut prin circuit, sarcina electrică, lucrul mecanic total efectuat de sursă va fi E înmulțit cu Q. Lucrul mecanic pe care îl efectuează sursa ca să oblige curentul electric să treacă doar prin circuitul exterior, să-l notăm cu V dublu indice exterior, ext, este U înmulțit cu Q, tensiunea pe circuit înmulțită cu sarcina. Iar lucrul mecanic interior, cel pe care ni-l dă textul, spune, se știe că lucrul mecanic necesar pentru deplasarea 10 la 16 electron prin sursă este de 1 mJ. Deci prin sursă, el este, să-i spunem lucrul mecanic interior, el este E minus U înmulțit cu sarcina care a trecut prin circuit. Acum putem scrie următoarea proporție folosindu-ne de ultimele două relații. V dublu interior supra V dublu exterior, pe care vrem să-l găsim, este E minus U înmulțit cu Q la numărător supra U înmulțit cu Q la numitor. Q, sarcina, se simplifică și rămâne E minus U supra U. Dar din ultima relație, noi putem calcula diferența E minus U. Pentru că cunoaștem lucrul mecanic interior, ne spune enunțul cât este, 10 la minus 3 joule, 1 mJ, și cunoaștem sarcina care a trecut prin circuit. Nu cunoaștem direct sarcina, dar știm că orice sarcină electrică este un multiplu întreg al sarcinii elementare. Noi știm câți electroni au trecut prin circuit, așa că putem calcula sarcina Q. Deci, diferența E minus U este egală cu V dublu interior supra Q. Deci, E minus U este 10 la minus 3 joule supra N, numărul electronilor 10 la 16, ori sarcina elementară 1,6, ori 10 la minus 19 coulombi. Joule pe coulomb este volt, așa că e în regulă, îi calculăm o diferență de tensiuni.
10 la minus 19 înmulțit cu 10 la 16 este 10 la minus 3. Și atunci toate puterile lui 10 se simplifică. Și E minus 1 va fi 1 pe 1,6, adică 10 pe 16, adică dacă simplificăm cu 2, 5 pe 8. 5 supra 8 volți. Și pentru că noi știm cât este E, tensiunea electromotoare este 10 volți, putem să-l calculăm pe U. U este E minus 5 pe 8 volți. Adică U este 10 volți minus 5 pe 8 volți, adică 75 pe 8 volți. Și acum, pentru că îl cunoaștem și pe U, și diferența E minus U, care apare în proporție, putem să calculăm lucrul mecanic exterior. Se vede că lucrul mecanic exterior va fi egal cu lucrul mecanic interior înmulțit cu U supra E minus U. Adică va fi lucrul mecanic interior înmulțit cu 75 pe 8 supra E minus U 5 pe 8. 8 se simplifică și 75 împărțit la 5 este 15 și înseamnă că lucrul mecanic exterior este lucrul mecanic interior care e 10 la minus 3 juli, 1 milijul, înmulțit cu 15, deci este 15 milijuli. Sau 15 înmulțit cu 10 la minus 3 juli, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este A, 15 milijuli. La aplicarea legii a doua lui Kirchhoff, fiecare ochi ales pentru scrierea legii trebuie să conțină cel puțin un element de circuit în plus față de legile, ecuațiile scrise anterior, deoarece astfel se evită obținerea unui sistem de ecuații nedeterminat. Este o întrebare de tip cauză-efect, așa că răspunsul trebuie dat după regula pe care o vedeți aici. În cazul în care scriem legea lui Kirchhoff, putem alege orice contur închis dintr-un circuit. Orice contur închis este un ochi pentru care este valabilă legea a doua a lui Kirchhoff. Dar, așa cum spune enunțul, trebuie să avem grijă ca în conturul pe care îl alegem pentru a scrie încă o ecuație, pentru că putem scrie atâtea ecuații câte ochiuri se văd, să existe cel puțin un element de circuit care nu apare în celelalte ecuații pe care le-am scris până acum, adică măcar o sursă sau măcar un rezistor care nu apare până acum, pentru că altfel ecuația pe care o scriem nu aduce nimic nou. Ea poate fi dedusă din celelalte ecuații de până acum și dacă avem astfel de ecuații în sistemul de ecuații pe care îl scriem, atunci sistemul este nedeterminat. Așa că enunțul este corect. Ambele afirmații sunt adevărate, sunt corecte și avem și o relație de cauzalitate, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este A. Un generator produce într-un anumit circuit un curent cu intensitatea I. La scurt circuit, intensitatea devine I indice SC. Randamentul circuitului este, și trebuie să găsim relația care ne permite să calculăm randamentul circuitului cunoscând doar intensitatea curentului prin circuit și intensitatea de scurt circuit a sursei. Randamentul este raportul dintre puterea utilă și puterea totală. Puterea utilă este puterea pe care sursa o dă circuitului. Asta este util, ce se întâmplă în circuit. Și se poate calcula cu relația I pătrat înmulțit cu R, unde R este rezistența circuitului. Puterea totală este puterea pe care o folosește sursa
pentru a obliga curentul să treacă nu doar prin circuitul exterior, ci și prin sursă, prin tot circuitul, și se poate calcula cu relația I pătrat pe lângă R mare plus R mic. Și atunci randamentul se poate calcula cu raportul R mare supra R mare plus R mic. Dar noi vrem să găsim o expresie de calcul a randamentului în care să apară intensitatea curentului prin circuit și intensitatea de scurt circuit. Intensitatea curentului prin circuit este E supra R mare plus R mic. Iar intensitatea de scurt circuit este atunci când circuitul legat la sursă are rezistența 0. Și atunci singura rezistență din circuit rămâne rezistența internă a sursei. Curentul de scurt circuit va avea atunci expresia E supra R mic. Și aici rezultă că R mare plus R mic, care apare în expresia randamentului, se poate scrie E supra I. Și că R mic se poate scrie E supra curentul de scurt circuit. Asta înseamnă că R mare se poate scrie E supra I minus R mic, adică minus E supra I de scurt circuit. Și acum să revenim la expresia randamentului în funcție de rezistențe. Eta va fi R mare, adică E supra I minus E supra I de scurt circuit supra R mare plus R mic E supra I. Și se vede că E se poate simplifica, așa că obținem pentru randament 1 supra I minus 1 supra curentul de scurt circuit, adică curentul de scurt circuit minus I supra curentul de scurt circuit înmulțit cu I, totul supra 1 pe I. Atunci I se simplifică și obținem în final relația eta este egal cu curentul de scurt circuit minus curentul prin circuit I supra curentul de scurt circuit. Ceea ce înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă de răspuns este C. În transformarea din figură, temperatura maximă este. Să vedem întâi de ce există o temperatură maximă. De ce în transformarea 1-2 sistemul trece printr-o stare la un moment dat în care temperatura este maximă. Să scriem parametrii celor două stări. În starea întâi avem 2V1V1 și în starea 2 avem V1 și 2V1. Și acum să scriem ecuația termică de stare pentru fiecare stare. Pentru starea întâi avem 2V1V1 egal cu ΝRT1 și pentru starea a doua V1 ori 2V1, adică din nou 2V1V1 egal cu ΝRT2. Și observați că în stânga semnului egal avem același lucru, ceea ce înseamnă că T1 este egal cu T2. Deci temperaturile stărilor 1 și 2 sunt egale, ceea ce înseamnă că pe grafic punctele 1 și 2 se găsesc pe aceeași izotermă pe care o puteți vedea acum desenată cu linie punctată roșie. Dar există un punct pe segmentul 1-2, l-am notat cu 3, care este cel mai îndepărtat de această izotermă, în sus și spre dreapta. Ceea ce înseamnă că punctul 3 reprezintă starea cu cea mai mare temperatură. Atunci când avem transformarea de la 1 la 2, întâi temperatura crește de la 1 până la 3 și apoi scade de la 3 până la 2, ajungând la valoarea
inițială a temperaturii. Să calculăm temperatura maximă, dar pentru asta trebuie să găsim ecuația segmentului pe care îl avem pe grafic sau a dreptei din care face parte acest segment. Ecuația unei drepte într-o diagramă PB, așa cum avem noi, este P egal cu A ori B plus B. Și ca să găsim coeficienții A și B, trebuie să punem condiția ca dreapta noastră să treacă prin punctele 1 și 2 de pe grafic, în care avem aceste mărimi, acești parametri care caracterizează stările 1 și 2. Adică, pentru starea 1 am P1 este egal cu A înmulțit cu 2 pe 1, în starea 1 am 2 pe 1 egal cu A înmulțit cu B1 plus B, iar pentru starea a doua am P1 este egal cu 2 V1 ori A, deci 2A V1 plus B. Și acum să scad cele două ecuații, din prima o scad pe a doua, rămâne P1 este egal cu minus A ori V1 și atât, B se reduce și de aici rezultă că A are valoarea minus P1 supra V1. Și acum putem calcula și pe B, de pildă din prima relație, 2P1 este egal cu A, adică minus P1 supra V1 înmulțit cu V1 plus B. Plus parametrul B, coeficientul B. Aici se simplifică V1 și obținem 2 pe 1 plus pe 1 este egal cu B, adică obținem că B este 3 pe 1. Și avem acum valorile pentru coeficienții A și B. Am găsit coeficienții A și B și acum să ne întoarcem la expresia dreptei noastre. P este egal cu A înmulțit cu V plus B. Acum știm valorile pentru A și B, așa că putem scrie P este egal cu minus P1 supra V1 este coeficientul A până aici înmulțit cu V plus B, care este 3 pe 1. Aceasta este expresia dreptei din care face parte segmentul nostru, pe care se găsesc cele două stări, 1 și 2. Pe noi ne interesează însă produsul P ori V, pentru că ecuația termică de stare spune P ori V este URT. Deci temperatura va fi maximă acolo unde produsul P ori V va fi maxim. Așa că voi înmulți această relație cu V și am P ori V este egal cu minus P1 supra V1 ori V pătrat plus 3 P1 înmulțit cu V. Și așa cum am spus, mă interesează produsul P ori V maxim. Asta înseamnă că trebuie să văd unde este maximul acestei funcții, funcții în V. Pentru asta fac derivata ei și o egalez cu 0. Derivata va fi minus de 2 ori P1 supra V1 înmulțit cu V plus 3 P1 și o egalez cu 0, egal cu 0. Și aici pot să-l găsesc pe V. Pot găsi valoarea lui V pentru care temperatura este maximă. De fapt, asta înseamnă că îl găsesc pe V3. Pentru că, vă amintiți, starea 3 este cea cu temperatura maximă. Să vedem. Am 3 pe 1 este egal cu 2 pe 1 supra
V1 ori V, ecuația se poate împărți la P1 și găsesc de aici că V este 3P2 V1. Și acesta este, așa cum v-am spus, de fapt V3. Este volumul stării în care temperatura este cea mai mare. Și dacă știu pe V3, acum pot să-l calculez și pe P3, folosind ecuația dreptei. Să vedem. P3 va fi minus P1 supra V1 înmulțit cu V. Dar acum V trebuie să fie V3, adică 3P2 V1. Și plus 3P1. Adică P3 va fi, aici P1 se simplifică, 3P1 minus 3P2 P1, deci P3 va fi 3P2 P1. Și acum am atât volumul stării 3, cât și presiunea stării 3. Așa că P3 înmulțit cu V3 știu că este nu R T3 și de aici T3, care e temperatura maximă, cea pe care o caut, este P3 V3, adică 3P2 V1 înmulțit cu 3P2 V1, adică 9 supra 4 P1 V1 supra nu înmulțit cu R. Și am găsit valoarea temperaturii T3 calculată cu valorile presiunilor P1 și V1, cele care ni se dau în textul enunțului. Înseamnă că răspunsul corect este D. Temperatura maximă are expresia 9 pe 4 pe 1 pe 1 supra nu R. Într-o încăpere se găsește un frigider. Ce se întâmplă dacă deschidem ușa frigiderului și apoi îl punem în funcțiune? A. Aerul din încăpere se va răci. B. Aerul din încăpere se va încălzi. C. Temperatura aerului din încăpere nu se modifică. D. Aerul se încălzește puțin, apoi se răcește. E. Aerul se răcește puțin și apoi se încălzește. Aceasta a fost a 32-a întrebare din seria Să ne gândim, iar videoclipul a avut titlul Frigider. Răspunsul l-am dat ca de obicei în următorul videoclip din serie, al 33-lea, cu titlul Modificare de proiect. Găsiți linkurile în descriere dacă vreți să le vedeți. O mașină frigorifică, frigiderul, face invers a ceea ce face o mașină termică, un motor. Aici, în desenul de sus, puteți vedea cum funcționează ca principiu un motor termic, o mașină termică. Primește căldură de la sursa caldă, transformă o parte din această căldură în lucru mecanic și cedează căldură sursei reci. Restul căldurii, ceea ce n-a putut transforma în lucru mecanic, cedează sursei reci. Mai jos vedeți ce face mașina frigorifică. Mașina frigorifică ia căldură de la sursa rece și se efectuează lucru mecanic asupra ei, acel lucru mecanic se transformă și el în căldură și mașina frigorifică cedează căldură mai multă decât a luat de la sursa rece, sursei calde. În cazul frigiderului, sursa rece este interiorul frigiderului, de acolo el scoate căldură în exterior, acolo e sursa caldă, la radiatorul din spatele lui, acolo ajunge căldura pe care o scoate din interior, plus căldura care se obține din energia electrică pe care a folosit-o. Deci, în principiu, mașina frigorifică este același lucru cu pompa de căldură. Și asta înseamnă că dacă lăsăm un frigider să funcționeze cu ușa deschisă, el va tot transporta căldură din interiorul lui, care nu mai este interior acum dacă ușa e deschisă, la radiatorul din spate. Deci acolo nu se întâmplă decât o mutare a căldurii dintr-o parte în cealaltă, dar între timp va folosi energia electrică care și ea se transformă în căldură, ceea ce înseamnă că
va încălzi aerul din încăpere. Deci, răspunsul corect, varianta corectă este B, aerul din încăpere se va încălzi. Într-un calorimetru se amestecă 100 de grame de gheață la 0 grade Celsius, 100 de grame de apă la 20 de grade Celsius. La echilibru, raportul masă de apă pe masă de gheață va fi cât? Trebuie să calculăm valoarea acestui raport. Când rezolvăm astfel de probleme, trebuie întâi să aflăm ce vom avea în starea finală. Pentru că, în general vorbind, dacă amestec gheață cu apă, la echilibru, în starea finală, pot să am numai apă sau numai gheață sau un amestec de apă cu gheață. În cazul nostru, numai gheață nu putem avea. Pentru ca să se întâmple așa ceva, am nevoie de gheață cu temperatura sub 0 grade Celsius. În cazul nostru, pentru ca să se răcească apa care are 20 de grade Celsius, trebuie ca o parte din gheață să se topească. Deci știm că vom avea apă la sfârșit, dar nu știm dacă vom mai avea și gheață. Adică nu cumva se topește toată gheața, trebuie să verificăm întâi acest lucru. Pentru asta calculăm câtă căldură poate să dea apa dacă se răcește până la 0 grade Celsius. Adică căldura cedată de apă în modul este M ori ce mic ori delta T. În cazul nostru va fi 0,1 kg, 100 de grame. Căldura specifică apei 4180 de joule pe kilogram grad și variația de temperatură de la 20 la 0 în modul 20 de grade Celsius. Grad Celsius se simplifică, kilogram se simplifică, obținem pentru căldura cedată 0,1 înmulțit cu 20 este 2, 2 înmulțit cu 4180 este 8360 de joule. Atâta căldură ne dă apa dacă se răcește până la 0 grade Celsius. Acum să vedem de câtă căldură are nevoie gheața ca să se topească toată. Căldura de topire se poate calcula cu formula M înmulțit cu lambda, masa înmulțită cu căldura latentă specifică de topire. În cazul nostru avem 0,1 kg, tot 100 de grame are și gheața, iar căldura latentă de topire este 335.000 de joule pe kilogram. Și atunci, căldura necesară ca să se topească toată gheața ar fi 33500 joule, 33.500 de joule, adică observați că e mult mai multă decât câtă căldură îmi poate da apa răcindu-se până la 0 grade Celsius. Ceea ce înseamnă că nu se va topi toată gheața, vom avea un amestec de apă și gheață. Și acum să notăm masa de gheață care se topește cu M și atunci folosind ecuația calorimetrică, care ne spune că într-un calorimetru căldura primită este egală cu căldura cedată luată în modul, avem așa, cine primește căldură? Gheața, câtă primește? M înmulțit cu lambda. Și aceasta trebuie să fie egală cu modul din căldura cedată. Cedează apa care se răcește până la 0 grade. Deci M apă înmulțit cu C mic înmulțit cu delta T. Și atunci am 33500 înmulțit cu M este egal cu 0,1 ori 4180 este 418 înmulțit cu 20 delta T. Și dacă îl găsim de aici pe M, vom vedea că avem 0,025 kg, adică 25 de grame. Deci se topesc 25 de grame de gheață.
Atunci înseamnă că în starea finală vom avea 100 de grame de apă care erau deja plus 25 de grame de apă obținute prin topirea unei părți din gheața, din calorimetru. Vom avea 125 de grame de apă și gheață. Am avut 100 de grame, dar 25 de grame s-au topit. Au rămas 75 de grame de gheață. Și asta e raportul pe care trebuie să-l calculăm. Masa de apă supra masa de gheață. Dacă simplific cu 25, obțin 5 pe 3. Ceea ce înseamnă 1, perioadă 6. Deci raportul este aproximativ 1,66. Și asta înseamnă că răspunsul corect este E. În final, optică. Știind că distanța dintre cristalin și retină într-un ochi uman este de 15,5 mm, pentru a vedea clar obiecte situate la 25 de cm de ochi, convergența totală a ochiului este. Întâi să vedem de ce avem această exprimare, convergența totală. Pentru că nu doar cristalinul contribuie la convergența totală a ochiului, acolo mai avem și alte elemente transparente, cornea, umoarea apoasă, umoarea vitroasă și împreună toate dau o anumită convergență. Dar elementul principal de convergență este cristalinul și de aceea distanțele la obiect sau la imagine le măsurăm față de cristalin. Și pentru că vrem să vedem clar un obiect situat la 25 de cm de ochi, înseamnă că aceasta este distanța de la cristalin, de la lentilă la obiect, pe care o notăm cu X1 și care prin convenție este negativă, minus 0,25 metri. Iar distanța de la cristalin la retină, pe care se formează imaginea reală, este distanța până la imagine, adică X2, 0,0155 metri. Și avem relația lentilelor 1 pe F egal cu 1 pe X2 minus 1 pe X1, iar 1 supra distanța focală este convergența. Așa că avem pentru convergență ce mic relația X1 minus X2 supra X1 înmulțit cu X2. Și dacă veți face calculele folosind aceste valori, veți găsi o valoare de aproximativ 68,5 dioptrii. Deci, varianta corectă este A. Raza refractată nu poate avea aceeași direcție cu raza incidentă, deoarece lumina este o undă electromagnetică. Avem din nou o întrebare de tip cauză-efect, așa că trebuie să dăm răspunsurile așa cum știți deja. Avem prima afirmație, raza refractată nu poate avea aceeași direcție cu raza incidentă. Aici trebuie atenție, cu toate că noi definim refracția ca fiind fenomenul de schimbare a direcției razei de lumină când trece dintr-un mediu în alt mediu, avem deci două medii optic diferite, există o excepție atunci când raza cade normal pe suprafață. Atunci refracția nu modifică direcția razei, ceea ce înseamnă că prima afirmație nu este corectă. Raza refractată poate avea aceeași direcție cu raza incidentă, la incidență normală. A doua, lumina este undă electromagnetică, este adevărată. Așa că suntem în cazul în care prima afirmație este falsă, dar a doua adevărată, răspuns corect D. Dacă pe suprafața unui corp de sticlă cu indicele de refracție N egal cu radical din 2 se pune o sursă luminoasă punctiformă, în corp se formează un con luminos având unghiul și trebuie să alegem din mai multe valori. Să vedem întâi de ce nu e bun răspunsul E, adică de ce nu e luminat tot interiorul corpului transparent, de ce se formează un con luminos. Pe scurt,
din cauza unghiului limită. Aici vedeți ce se întâmplă când o rază de lumină vine dintr-un mediu mai refringent și iese într-un mediu mai puțin refringent. Deoarece unghiul de refracție este în acest caz mai mare decât unghiul de incidență, există un unghi de incidență numit unghi limită, pentru care unghiul de refracție este 90 de grade. Deci lumina nu mai iese din mediul mai refringent. Acum să ne gândim la situația inversă. Vine lumina dintr-un mediu mai puțin refringent. De data asta, unghiul de refracție este mai mic decât unghiul de incidență și nu poate fi mai mare decât unghiul limită. Asta se întâmplă atunci când unghiul de incidență este de 90 de grade. Și același lucru se întâmplă când avem o sursă în aer, lipită de suprafața unui corp transparent. Sursa trimite raze în toate direcțiile, dar razele refractate nu pot face un unghi mai mare cu normala decât unghiul limită. Iar unghiul limită îl putem calcula, avem o formulă pentru asta, sinus de L este 1 supra N, adică în cazul nostru este 1 pe radical din 2, radical din 2 pe 2, ceea ce înseamnă că valoarea unghiului limită pentru sticla noastră este de 45 de grade. Deoarece razele care intră în corpul transparent nu pot face cu normala un unghi mai mare decât unghiul limită, lumina care intră în corpul transparent are forma unui con, un fascicul conic cu unghiul egal cu de două ori unghiul limită, așa cum vedeți în desen. Asta înseamnă că răspunsul corect este A, 90 de grade. Mulțumesc pentru atenție, succes în pregătire, la revedere!